Continuăm cursul aplicații Internet of Things, am ajuns la lecția 2. În lecția anterioară am folosit REST API-ul de la WooCommerce pentru a comunica cu Arduino, iar am folosit un Ethernet Shield în combinație cu un Arduino Uno R4 pentru a realiza, să spunem, un mic sistem de automatizare între un online shop și un sistem hardware. Cu un asemenea sistem putem automatiza un centru de logistică. La comenzile din online shop putem efectua diferite automatizări după confirmarea plății, de exemplu. Da? Dar am primit deja foarte multe comentarii și cereri. Mă, Bogdane, ai folosit un Ethernet Shield, de ce nu folosești un SP32? Deoarece avem wireless și putem să economisim acest Ethernet Shield. Bineînțeles, în lecția anterioară a fost un simplu exemplu, acum vom merge mai departe, vom îmbunătăți codul și, bineînțeles, vă voi arăta un exemplu acum pe baza SP32. În plus, voi folosi noul Arduino Nano SP32, care este un produs apărut de câteva săptămâni în ecosistemul Arduino și aduce popularul SP32 S3 în lumea programării Arduino și MicroPython. Arduino Nano SP32 este o placă care se adresează atât profesioniștilor cât și începătorilor, indiferent cât de complexă este aplicația. Arduino Nano SP32 are o mulțime de resurse, iar cei de la Arduino au realizat un design super extraordinar. Acum să revenim la programul nostru. În primul rând, va trebui în codul din lecția anterioară să eliminăm toată partea de comunicare realizată cu Ethernet Shield. Asta înseamnă că codul va rămâne aproape la fel, vom face doar mici modificări pentru comunicarea prin wireless realizată pe SP32. Iar partea modificată față de codul din lecția anterioară arată cum vedeți aici în imagine, și anume am inclus biblioteca Wi-Fi pentru SP32 care permite plăcii să se conecteze la o rețea wireless. Avem câteva variabile globale unde am setat numele rețelei wireless unde vreau să mă conectez, parola rețelei și bineînțeles avem aici și adresele IP pentru configurarea unei adrese IP statice pentru SP32, adresa gateway și masca de subrețea. Apoi avem un obiect Wi-Fi server care ascultă pe portul 80, portul HTTP standard, iar apoi avem clasicul serial begin, adică inițializăm comunicația serială la o rată de, în cazul ăsta, 115200 baud rate și se începe procesul de conectare la rețeaua Wi-Fi utilizând numele de aici și parola de aici. Da? Iar avem această buclă while care așteaptă până când SP32 se conectează la rețea și în rest avem doar câteva mesaje care le trimitem în serial monitor pentru a avea o verificare dacă totul funcționează în ordine. Da? Iar în rest codul este exact ca în lecția anterioară, totuși am să pun încă o dată acest cod la categoria articol la video corespunzător. Da? Deci nu uitați, aveți la Science Stories Video și butonul articol unde găsiți codul sau alte informații suplimentare relevante pentru lecția la care vă uitați. Acum facem din nou un test, am deschis serial monitor și merg pe un produs oarecare și să spunem luăm 5 bucăți din acest produs, apăsăm, introducem produsul în coș și vedeți imediat avem client conectat, date primite prin post, product ID și cantitatea 5 bucăți, iar apoi clientul este deconectat, da? Și funcționează ca și înainte, da? Dar acum avem conectare prin wireless, hai să facem și aici un test, client conectat, product ID 37, cantitate 1, perfect! Acum totul funcționează perfect, Arduino comunică cu WooCommerce, WooCommerce cu Arduino, iar de aici depinde de creativitatea fiecăruia ce vrea să facă mai exact, cum vrea să automatizeze, eu știu, un online shop-ul, da? Dar avem o problemă. Dispozitivul acum este acționat doar în rețeaua mea proprie de acasă.
Pentru a accesa dispozitivul SP32 din afara rețelei de acasă, există câteva abordări. Prima este port forwarding. Cea mai directă modalitate este să configurăm un port forwarding în routerul nostru. Aceasta va redirecționa toate cererile de pe un anumit port din afara rețelei către dispozitivul SP32 din interiorul rețelei. Bineînțeles, aici trebuie să includem și o notă de securitate. Trebuie să implementăm măsuri de securitate, cum ar fi autentificare și criptare, deoarece dispozitivul va fi accesibil de pe internet. O să discutăm și despre asta. Un al doilea, să spunem, o a doua modalitate este un serviciu DDNS, adică Dynamic Domain Name System. Dacă adresa IP externă a rețelei se schimbă des, ceea ce este destul de normal, putem folosi un serviciu DNS pentru a asocia un nume de domeniu cu adresa IP, iar acest lucru va permite să accesăm SP32 folosind un nume de domeniu în locul adresei IP, chiar și atunci când IP-ul se schimbă. O altă modalitate este prin VPN, Virtual Private Network. Și anume este o opțiune să folosim o rețea VPN pentru a ne conecta la rețeaua de acasă și să accesăm SP32 ca și cum ar fi în rețea. Acesta este un mod destul de folosit și destul de sigur, dar necesită o configurație mai complicată. O altă modalitate sunt serviciile de cloud. Există de asemenea diverse servicii cloud specializate pentru IoT care permit dispozitivelor să comunice cu lumea exterioară într-un mod mai securizat. O să prezint mai multe metode, unele cum este port forwarding este ușor de realizat acasă, bineînțeles în funcție de routerul și posibilitățile care le aveți. Altele sunt mai complexe de configurat, dar totul se poate învăța dacă vă luați timp. Eu folosesc pentru unii clienți servicii de cloud, iar la unii clienți am dezvoltat API-uri personalizate care sunt hostate la servicii serioase de clouding. Există deja o varietate de servicii cloud care pot fi folosite pentru a face un dispozitiv IoT, cum ar fi SP32 accesibil de la distanță. Se poate folosi de asemenea Droplet ca server proxy de la DigitalOcean. Acest server ar prelua cererile HTTPS de la internet și le direcționează către un SP32 din rețeaua de acasă. Un Droplet în contextul DigitalOcean este un server virtual, privat, VPS, care rulează într-un data center de la DigitalOcean, iar DigitalOcean este un furnizor popular de servicii cloud, iar aceste droplets sunt una dintre resursele de bază pe care le poți aloca pentru a rula aplicații, site-uri web, baze de date și multe altele. Bineînțeles, sunt și firme de hosting mai mici, care nu sunt așa cunoscute, care oferă de asemenea servicii de calitate. Bun, hai să începem cu pași mărunți și hai să discutăm un pic despre port forwarding.